Ce moment frumos! Ți-a plăcut? Normal! Doamnelor, v-a plăcut Boranca? Da! A fost un moment minunat. Mulțumim Vanghelionului, mulțumim că a reușit să-l aduc aici în țară, dar eu sunt aici alături de dumneavoastră cu un artist la fel de mare ca Boranca. Ți-a plăcut Boranca? E o legendă. Dar tu, când o să fii mare, o să reușești să ajungi așa de popular ca Boranca? Să dea Dumnezeu, să știi. Să dea Dumnezeu! Și să fii și în turneu, să te duci și în alte țări? Da, mi-aș dori, normal. Ți-ai dori, dar între timp tu ești o legendă aici, în România. Bogdan Drag, avem aici un viitor al artiștilor din România, un tânăr care a reușit și care are un talent extraordinar! Este un băiat foarte talentat și care e deja un div. Ramona, dragii mei, la Next Star, acest tânăr pe care îl vedeți dumneavoastră aici, care în câțiva ani va încheta inimile și sufletele tuturor, nu doar de aici, din Europa, din Orient, a câștigat, apoi a câștigat la Mamaia, are un tată fabulos, care de 25 de ani este libanez din Beirut, de 25 de ani este aici, este la București și se consideră mai român decât românii, mai e doi frați, nu? Trei băieți care sunt aici și sunt români. Și mi-au zis așa, știți, noi ne-am întors după 700-800 de ani în România. După 700-800 de ani, numele nostru nu se poate traduce în arabă. Există, e un nume creat aici, în România. Vreau să-l ascultați, credeți-mă, este extraordinar. Ca toate talentele noastre ale românilor. Este fabulos, băiețelul. Cât îl vedeți de mic, are o voce, o inimă și o voință de fier. Omar? Ești pregătit? Pentru public? Hai să vedem microfonul, să controlăm microfonul. 2-2, se aude? Nu? Nu? Îi dau pe al meu, ia. 2-2-2, acum se aude? Se aude! Sunteți pregătiți? Să-l primiți cu sufletul deschis? Cu aplauze dumneavoastră! Yeah, I'm gonna be.
I'm gonna make you mine.